Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Arhetipuri, simboluri și ritualuri șamanice. Astăzi este alături de noi Vlad Nicodim, psiholog, și vom vorbi pe marginea cărții Învățăturile șamanilor pe Iotl, cele 5 puncte ale atenției. O carte scrisă de James Andredy, publicată în colecția Șamanism a editurii Herald și, așa cum spuneam puțin mai devreme, o carte care face parte din campania Arhetipuri, simboluri și ritualuri șamanice. O rară analiză în profunzime a subtilităților șamanismului Huichol, Învățăturile șamanilor pe Iotl descrie cele 5 locuri sacre ale tribului Huichol și ceremoniile lor care gravitează în jurul plantei sacre pe Iotl. Învățăturile Huichol legate de percepție, centrate asupra celor 5 puncte ale atenției, ne pun în legătură cu adevărata noastră esență și revelează relația profundă dintre cosmologia Huichol, gnosticism și creștinism, mai ales Iisus Hristos și Fecioara Maria. O carte apărută în urmă cu aproximativ 3 ani în portofoliul editurii Herald, o carte importantă în ceea ce privește colecția de șamanism a editurii. Și aș vrea să te întreb cum ți s-a părut această carte, cum tratează problema șamanismului, vorbind și din punct de vedere al, hai să spunem, al plantelor sau al anumitor plante care ar putea modifica, sau vorbim aici de starea alterată de conștiență. Și de ce ai recomanda această carte cititorilor pasionați de șamanism? În primul rând, și pentru mine a fost o surpriză. Eu aveam cartea în bibliotecă, nu am deschis-o, dar m-am apucat de ea azi noapte și am reușit să o și termin. Este o carte foarte interesantă, se citește foarte ușor și pentru că tocmai mai devreme observam că, fiind atât de multă informație, atât de proaspătă că abia am citit-o, mă gândeam cum facem să, că m-au mai întrebat prieteni, cum faci să-ți aduci aminte cărți pe care le-ai citit acum 10 ani? Sau cum faci să reții atât de multe dintr-o carte? Și că tot e vorba despre cărți și este această campanie, mă gândeam să propun o tehnică în sensul acesta. Este ca și cum, bun, deci am citit cartea, după care ne detașăm, metaforic vorbind, ne ducem într-un plan superior, de unde vedem totul într-un mod holist și vedem tot ce am citit pe acest domeniu. De exemplu, dacă am mai citit alte 10 cărți, să zicem, pe șamanism, lăsăm ce am citit acum, ne detașăm, vedem tot ce am citit, toată informația deja integrată, după care începem să facem conexiunile. Adică legăm informațiile și în momentul în care legi o informație pe care abia ai citit-o, o suprapui sau faci o conexiune cu o informație deja integrată în memoria de lungă durată, atunci cu mare ușurință se va integra și informația nouă, foarte ușor. Avem aici o carte, să integrăm puțin totuși din punct de vedere al spațiului. Acești șamani sunt din zona Mexicului, deci sunt zona Sierra Madre, deci undeva în munții Mexicului. Se știe că șamanismul există și în Amazon, există și în Mongolia, există și în Africa și în Australia. Mie mi s-a părut întotdeauna foarte interesant faptul că fundamentul și ritualurile șamanice sunt cam aceleași peste tot, deși discutăm despre tradiții care sunt foarte închise. De exemplu, chiar autorul acestei cărți povestea că este nevoie de ani de zile pentru a fi lăsat doar să asiști sau să fii pur și simplu acolo, în preajma acestor șamani. Prin urmare, avem de-a face cu niște culturi foarte, foarte închise, care nu prea
au comunicat, au început să comunice cu exteriorul abia când au venit coloniștii și atunci i-au trebuit să se adapteze. Dar toate miile de ani din spate ei nu au comunicat, au fost culturi închise și atunci apare întrebarea asta, cum toate ritualurile de bază și principiile de bază se regăsesc în toate aceste tradiții izolate pe tot globul? Asta este o întrebare foarte interesantă și poate că o să revenim dacă avem timp la, și la un potențial răspuns. Da, mai ales că fac o mică paranteză, până și partea aceasta de vestimentație, și am mai discutat și cu alte ocazii, chiar și partea de vestimentație sau partea de obiecte de ritual, să le spunem, într-o oarecare măsură sunt cam aceleași în tradițiile șamanice din diverse colțuri ale lumii, așa cum ai spus tu, indiferent că vorbim de, eu știu, Amazon, de Mexic, America de Sud, tradiția din nord, din peninsula scandinavă sau Siberia, șamanismul din Tibet sau din Noua Zeelandă, Australia, exact cum ai pomenit și tu, există ceva care le leagă. Exact. Și chiar mă uitam la începutul cărții, este o replică a șamanului care practic discută cu autorul. Mai este de menționat și faptul că practic această carte este o relatare de la fața locului, foarte realistă și fără foarte multe lucruri adăugate pentru a părea ieșită din comun. Deci este foarte naturală și chiar la începutul cărții, în legătură cu viziunile despre care vorbești și cu plantele pe care le consumă, autorul a fost întrebat ce viziune a avut și șamanul i-a spus că dacă ar fi fost unul de-al lor, nu l-ar mai fi întrebat lucrul ăsta, că ar fi știut deja ce viziune a avut. Când autorul a povestit ce viziune a avut, mi s-a părut extraordinară replica șamanului, care a spus că viziunile pe care le ai sunt cumva filtrate și în funcție de background-ul religios și cultural al fiecărui individ. Și aici lucrul ăsta o spune o persoană care nu a făcut facultate de psihologie și nu a citit, adică strict din experiență. Și într-adevăr, exact asta spune și maestrul Namkhai Norbu în legătură cu viziunile care apar la un nivel avansat cu divinitățile văzute. Ele sunt un suport a unei informații care vine din spate, cumva. Și mi-a plăcut această asemănare. Apropo de plante, că spuneai, într-adevăr, mulți șamani se ajută de plante și aici cred eu că este o interpretare, eu întâlnesc interpretarea asta destul de greșită în Occident. În primul rând, plantele acestea se consumă într-un anumit cadru. Deci nu este cum se face cu iarba pe care mulți o consumă recreațional. Nu sunt niște droguri pe care le consumi de plăcere. Înainte să consume, de exemplu, cactusul peiot, care conține ca substanță psihotropă, dacă nu mă înșel, mescalina. Înainte să o consume, este un întreg ritual și un întreg proces de purificare. Este post, este meditație. În primul rând, se menționează faptul că această substanță nu are un efect benefic dacă nu este consumată pe un fond de maximă claritate al minții. Și aici ne putem întoarce puțin și în partea de șamanism tibetan sau în partea de tantra, unde într-adevăr te poți folosi de orice este în jurul tău pentru a progresa, pentru a crește și pentru a înțelege mai mult. Doar că această, între ghilimele, folosire trebuie făcută cu foarte mare grijă și într-un mod foarte controlat. Deci nu să consumăm pur și simplu. Este, cum spuneam, această purificare, stare de meditație, claritatea minții, post și abia după aceea se consumă această plantă care de fapt te ajută în practică. Deci tu o consumi și practici ceva, exact referitor la cele 5 puncte
de atenție sau de conștiință despre care vorbeai. Planta te ajută în practica, în cazul cărții de față, te ajută în practica acestor puncte de conștiință despre care vom vorbi. La fel este și în Amazon, unde șamanii din Amazon consumă ayahuasca. Ayahuasca are un alt compus psihotrop, DMT-ul, dimetitriptamină, nu știu dacă am pronunțat corect termenul. Și acolo la fel, deși acum sunt foarte mulți occidentali care vin și plătesc și consumă și spun, vai, ce experiențe extraordinare am avut, dar de fapt această experiență trebuie să vină pe fundalul unei practici. După ce te-ai familiarizat cu practica, faci ritualul de purificare, te detașezi de emoții, de trăiri, de orice fel, negative sau pozitive, și în cadrul unei practici pe care tu o faci de mai mult timp, aceste substanțe te ajută. Îți dau un mic, practic, ce se întâmplă? Se distrug niște bariere pe care le pune mintea. Deci asta am vrut să punctez în legătură cu substanțele. Este mult mai complex contextul în care ele se consumă. În altă ordine de idei, în ritualurile lor, ca și în multe alte ritualuri șamanice, avem foarte multe concepte similare, cum este conceptul de Axis Mundi, pe care Mircea Eliade îl dezvoltă foarte, foarte bine în cărțile lui. De fapt, din ce am citit eu, cred că acolo este explicat cel mai detaliat conceptul de Axis Mundi. Apoi, exact cum spuneai tu, în legătură cu gnosticism, creștinism și religie. Religia, practic, ritualurile șamanice. Este o foarte strânsă legătură și această carte vorbește chiar pe larg despre interacțiunea creștinismului în șamanism și despre gnosticism. Și se spune un lucru foarte deosebit, aș putea spune, șamanii aceștia, deci șamanii pe Yotl, practic au integrat elemente din creștinism. De obicei se întâmplă invers, dar aici a fost chiar o excepție, putem să o considerăm din punct de vedere antropologic, e un lucru foarte interesant. Deci ei au înțeles și au preluat din creștinism mitul fundamental al sacrificiului, mitul reînvierii, și mi se pare că îl interpretează și l-au integrat într-un mod foarte matur. Și asta se datorează și acestui fenomen gnostic, pentru că ei și spun că șamanismul, chiar în carte un șaman spune că acest tip de șamanism este unul viu, un șamanism care curge, nu este ceva rigid și static, ci se bazează foarte mult pe experiență, pentru că, de fapt, gnosticul nu caută atât de mult cu mintea, cât caută experiența directă, accesul direct la aceste stări modificate de conștiință, și de aceea ei și folosesc și încearcă pe cât posibil să-și modifice starea de conștiință și să pătrundă în cât mai multe substraturi diferite ale realității. Deci asta este foarte, să zic, particular la șamanii din această zonă a Mexicului. Deci ei practic folosesc corpul ca pe un laborator, exact cum fac și taoiștii. Și nu este de mirare că avem, spre exemplu, la acești șamani, lumea de jos, lumea de mijloc și lumea de sus. Și în taoism avem cerul, omul și pământul. Deși aceste două culturi, cel puțin eu nu cunosc dovezi care să arate că s-ar fi întâlnit vreodată șamanii din Mexic cu taoiștii, dar sunt multiple lucruri pe care le au în comun. Apropo de cele 5 puncte, chiar este foarte interesantă metoda pe care o aplică. Practic, se începe cu 3 puncte. Avem eul, adică sinele, unde avem corpul, emoțiile corpului, senzațiile.
avem obiectul, orice obiect avem în fața noastră, să spunem că citim o carte. Avem obiectul din fața noastră și avem locul. Practica este în felul următor. Suntem foarte centrați în noi înșine, simțim corpul în plenitudinea lui, simțim senzațiile, le integrăm în același timp, dar în același timp facem acțiunea. De exemplu, citim sau gătim sau facem focul. Și având această conștiință în noi înșine și atenția spre noi, în același timp facem acțiunea respectivă. Nu este ușor la început. Recomand tuturor care vor să pătrundă puțin în esența acestui fenomen să încerce. Pot să spun garantat că dacă faci această practică în timp, te va schimba foarte mult. Al doilea punct în practică este să fim atenți în același timp să integrăm și locul în care suntem. Deci prin mine, în timp ce mă simt pe mine și sunt în contact direct cu mine, fac în același timp lucru cu obiectul, oricare ar fi el, și în același timp sunt conștient de locul în care mă aflu. Voiam să mai spun ceva în legătură cu această practică. Asta este, din punctul meu de vedere, o practică pură yoga. Deci, cine crede că yoga e să stea în niște poziții și să... De fapt, asta este yoga. Și partea bună este că această practică se poate face și în timp ce mergem la servici, și în timp ce ne facem treaba, și orice am face se poate practica. Apoi se adaugă încă două aspecte la această practică care sunt un pic mai dificil de adăugat. Deci, în primul rând, trebuie să-ți iasă foarte bine acest lucru cu cele trei puncte. După care se adaugă încă două puncte. Se adaugă deasupra și dedesubt. Doar că deasupra și dedesubt nu sunt doar niște poziții fizice, să zic așa, ci sunt mai mult într-o corelație arhetipală. Dedesubt înseamnă tot ceea ce este în subconștient, tot ceea ce este ascuns, este instinctul, este chiar și intuiția, este partea de vis, tot ceea ce este dedesubt. Deci metaforic spunem dedesubt, dar implică foarte multe lucruri. Și partea care este deasupra. Partea care este deasupra, la fel, este și mai greu de transpus în cuvinte. Este foarte similară cu conceptul de rigpa din budism. Este, cum să spun, este un spațiu impersonal în care deja nu mai există subiect și obiect. Este mai mult... ca meditația din taoism, a sta așezat. Când ajungi în momentul în care nu mai există dualitate subiect-obiect, este liniște absolută, emoțiile și toate sentimentele sunt deja transcese, în momentul ăla se poate spune că avem de-a face cu acest plan pe care acești șamani îl descriu ca fiind deasupra. Și acum practica per total este să fii atent în același timp în priză directă cu propria ta ființă, tot ce înseamnă emoții, trăiri, așa, în același timp obiectul din fața ta, locul în care ești, tot ceea ce este dedesubt, instinct, emoție, așa, și tot ceea ce este deasupra, adică plan superior, unde deja este un plan impersonal care transcede toate lucrurile astea. Și cam asta este practica de bază, rezumată foarte pe scurt. Eu am încercat-o, are efecte extraordinare și de altfel și se apropie un pic și de abordarea lui Eckhart Tolle, pentru cine a citit și cărțile lui sunt destul de simple și foarte clare. Și tot așa se pot găsi aceste prime etape cu conștiința asupra mea și asupra ceea ce fac în același timp. Partea foarte interesantă pe care chiar o menționează aici un
un șaman este faptul că în urma acestei practici mulți oameni se pot speria. De ce? Pentru că acțiunile pe care ei le fac zi de zi sunt într-o asemenea opoziție cu natura fundamentală a omului, încât apare imediat un conflict și atunci ai tendința să dai înapoi. Pentru că în momentul în care tu ești conștient de tine și ești complet în tine în momentul în care faci ceva, ești practic în contact cu natura ta reală. Și atunci dacă tu faci anumite lucruri, imediat apare, putem să discutăm chiar și în termeni psihologici de disonanța cognitivă, care cred că eu nu am întâlnit persoană să nu aibă cel puțin câteva astfel de disonanțe. Ca să explic mai clar ideea de disonanță cognitivă, adică spui că, uite, iubesc animalele, dar în același timp peste 5 minute le mănânc. Asta este disonanța cognitivă. Sau sunt un om bun și consider că un om bun n-ar trebui niciodată să păcălească pe cineva, dar peste 5 minute păcălesc pe cineva într-un anumit fel. Normal că îl păcălesc și nu sunt conștient neapărat de faptul că l-am păcălit. Dar această practică te face automat conștient că fiind în contact cu tine și cu esența ta, imediat ești conștient de ceea ce faci. Și atunci are și această parte care te poate speria, mai ales dacă ți s-au implementat deja niște modalități de funcționare în sensul ăsta. Niște credințe limitative pe care le ai, niște pattern, niște tipare relaționale care cumva vin într-un soi de conflict interior cu ceea ce tu spuneai puțin mai devreme. Da. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre învățăturile șamanilor pe Yotl în cadrul campaniei Arhetipuri, Simboluri și Ritualuri Șamanice. A fost alături de noi Vlad Nicodim, psiholog. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!